frumos, urât, color sau alb-negru, în somn sau cu ochii deschiși, toți visăm. Tot timpul ne-am întrebat dacă visele noastre înseamnă și altceva decât posibilitatea creierului de a filtra informațiile. De pildă, suntem curioși dacă visele pot fi și premoniții. Acesta este, de fapt, subiectul rubricii Întrebarea zilei. Credeți în vise? Spre exemplu, săptămâna trecută am visat că a murit cumnată meu și, într-adevăr, duminică a murit, eu luni am visat. Și, într-adevăr, era mort. Mai cred. S-a transpus vreun vis în realitate? S-a mai transmis, s-a mai... da. Nu cred. De ce? Că nu cred. Asta e. Cred în toate, nu mai vise. Da. Ți s-a întâmplat să visezi ceva care s-a transpus în realitate? Da, de ce? Deci visezi ceva care câteodată corespunde cu realitatea. Deci cu trecutul sau cu prezentul, mă rog. Câteodată da, câteodată nu. S-a întâmplat ca un vis să se transpună în realitate? Nu prea. Ieri în jurul prânzului, o autocisternă plină cu 20 de tone de benzină și motorină s-a răsturnat pe Mateiaș, într-o curbă periculoasă la câteva sute de metri de intrarea în comuna Dragoslavele. Deși s-au încercat tot felul de soluții salvatoare, deocamdată cisterna plină cu carburanți nu a putut fi urnită din loc, fiind în continuare păzită de pompieri. Cisterna este stropită cu apă la intervale regulate de timp pentru a se evita o eventuală explozie. Astăzi după amiază, la fața locului a sosit o echipă de specialiști de la București, care a analizat posibilitățile de ridicare a cisternei, fără a risca producerea unui dezastru. Probabil că operațiunile vor mai dura ceva timp, avându-se în vedere faptul că în județ nu există o macara pe măsură care să ridice o asemenea greutate. Capul tractor al cisternei a fost scos din șanț și parcat în fața mausoleului Mateiaș. Zilei de 5 mai, în jurul orei 20, Poliția Municipală Câmpul Lung a fost sesizată cu privire la faptul că în aceea zi, în timp ce săpa un șanț în curtea reședinței din Câmpul Lung, a găsit 3 pistoale. Imobilul a fost achiziționat în urmă cu mai mulți ani. Casa a fost construită în anul 1921. La fața locului s-a deplasat echipa operativă a poliției, care, în urma cercetărilor, a constatat că cele 3 pistoale sunt într-o stare avansată de degradare. Cele 3 pistoale urmează a fi supuse unei constatări tehnico-științifice balistice. Cercetările vor fi continuate. După o perioadă de restricții, organizația PNL este gata să primească noi membri. Cine sunt aceia care se pot înscrie în partid, vă dezvăluim în materialul următor. S-a dat liber la înscrierile în PNL. Anunțul făcut ieri de președintele Gheorghe Banzea este însă valabil doar pentru cei care au până în 30 de ani. Pentru ceilalți amatori care depășesc această vârstă, sezonul înscrierilor în PNL se redeschide la 1 iulie și totuși liderii PNL au făcut o excepție, viceprimarii și primarii, sau mai nou directorii de instituții sunt bineveniți oricând. Un exemplu elocvent este cazul primarului din Belevoiești, Fănel Proca, cel care după ce i-a tocat banii lui Gigi Becali a trecut de la PNG în tabăra liberală. S-a operat o modificare în ultima ședință de BPJ pentru tineri. În acest moment putem aproba adeziunile pentru intrarea în Partidul Național Liberal pentru tinerii sub 30 de ani, deci înainte de 1 iulie. Pentru seniori se menține interdicția, urmând că ea se dispară după prima zi a lunii lui cuptor. Întâlnirea de ieri dintre Mircea Joană și membrii și simpatizanții Partidului Social Democrat din Câmpul Lung a fost fără nicio îndoială una cu iz electoral. Și totuși, deși președintele PSD anunțase că vrea să stea de vorbă cu oamenii din partid pentru a afla păsurile lor, nimeni din sală nu a avut curajul să spună ceva. În afară de liderul de sindicat de la ARO, Gheorghe Apostu, toată lumea creând impresia că în organizația de la Câmpul Lung totul merge strună. Nici măcar fostul primar George Bălan nu a avut un cuvânt de spus atunci când președintele Consiliului Județean l-a întrebat de ce a pierdut alegerile la Câmpul Lung. Pe lângă bune, mi-ai făcut și rând. Ne-am cristalizat ideile, dar acum nu este constructiv și politic să le spunem acum ce dorim să facem în 2008. Așa că... Deci un lucru la învățat. Da.
Ne mobilizăm. La întâlnirea de ieri cu președintele Partidului Social Democrat, Mircea Joană, a fost prezent și liderul de sindicat de la ARO, Gheorghe Apostu. Acesta nu a ținut neapărat să asculte învățăturile lui Joană pentru popor, ci a venit să spună postul legat de uzina ARO. Apostu a precizat că la Câmpul Lung PSD a pierdut alegerile din cauza privatizării ineficiente a societății muștelene, care a lăsat pe drumul mii de oameni. Care este vina dumneavoastră? În afară de faptul că erați atunci la putere și ați făcut această privatizare, Toți recunosc că un astfel de contract în defavoarea statului român, precum cel de la ARO, nu s-a mai încheiat în România. În acest moment, domnul Perez, mai mult decât atât, ne-a acționat în judecată în Statele Unite. Bănuiesc că va cere o despăgubire importantă, pentru că nu a fost lăsat, zice el, să facă treabă la ARO. Dar ce vă putem reproșa dumneavoastră și oamenilor dumneavoastră este că am privatizat această societate ARO unui individ care n-a dovedit niciodată că ar avea acei bani. Eu i-am cerut predecesorului dumneavoastră, domnul Iliescu, într-o vizită făcută în județul Argeș, mai precis la Arpechim, când ne-a primit și pe noi să avem o discuție, chiar înainte de privatizare, am cerut să dispună o verificare a potenței acestui financiare a acestui individ. Probabil nu s-a făcut dacă societatea totuși a fost privatizată. Domnul Niculescu știe foarte bine, domnul Marin de asemenea și domnul Mușetescu nu mai vorbesc. Deci vina, repet, este că am vândut această societate un individ care nu avea absolut nicio bonitate. Replica lui Joan a fost așa cum era de așteptat, caracteristică unui politician versat, ocolitoare și dătătoare de speranțe. Și totuși, Joan a avut un moment de sinceritate afirmând că nu știe dacă la ARO se vor mai produce vreodată mașini. Nu știu dacă Perez avea sau nu avea bonitate, dar în mod cert, probabil, și o spun cu tristețe, pentru că se întâmplă și în alte colțiuni de țară, nu o să mai fim capabili să producem mașini de la A la Z în România, pentru că s-a schimbat regula pieței și globalizarea. Nu știu dacă această fabrică va mai putea să producă mașini de teren așa cum a făcut-o decenii. Și a făcut-o bine. Eu vă spun ca membru al fostului guvern, că a existat din partea noastră o încercare sinceră și de poate dincolo de logica economică. Să găsim soluții pentru această fabrică. Mi-aduc aminte că au fost comenzi de tip guvernamental. Mi-aduc aminte că s-au făcut mașinile pentru școli. S-au făcut chestiunile pentru poliție. Ne-am zbătut atunci pentru poliția de frontieră. Nu să obligăm, dar să încurajăm Ministerul de Interne să cumpere din producție românească. Dar la un moment dat, ceva nu se închidea pe zona economică. Și întrebarea este, acum dacă stau și ascult, cum să spun, amărăciunea dumneavoastră și critica pe care nu o face, și e probabil într-o măsură destul de mare justificată. Dacă n-ar fi fost să fim și noi la fel de cinici cum sunt cei de astăzi, și s-o fi lăsat să moară la începutul guvernării noastre, să spună, domnule, e clar că nu are șanse foarte mari de competitivitate ca să mai facă mașini. Să dăm și noi vina pe CDR. Dacă nu ar fi fost normal și am încercat cu ce am știut noi. De acuzațiile lui Apostu privind privatizarea frauduloasă a uzinei ARO nu a scăpat nici președintele Consiliului Județean, Constantin Niculescu, unul dintre personajele principale ale acestei tranzacții. Niculescu a precizat că la momentul respectiv cei de la putere nu au avut încotro și decât să bage uzina în faliment, mai bine i-au dat-o lui Perez. Noi am încercat într-adevăr să revitalizăm o parte din fabrică. Poate că întotdeauna atunci când încerci să rezolvi niște lucruri, nu întotdeauna ești cum trebuie și cei care își pun speranța să fie rezolvate definitiv, până la urmă sunt supărați că ai încercat. Și aici e adevărat că am avut contribuția să nu lăsăm să falimenteze în 2000 și am făcut eforturile care le-a spus. Partea a doua, care îmi pare bine că domnul Apostu este singurul supraviețuitor de la Revoluție încoace al uzinei ARO, pentru că greșeala de fond la uzina ARO a fost că în 14 ani a avut 9 conducători. Iar dumnealui de fiecare dată a fost lider de sindicat. Și eu înțeleg amărăciunea oamenilor, dar dacă au fost greșeli
la uzină în conducere, dumneavoastră a fost parte din Consiliul de Administrație și nu știu dacă singura vine acum, pe care încearcă să o ducă așa cum face și actuala guvernare, că a fost o privatizare greșită. Privatizarea nu a fost a lui Perez, a fost o privatizare pe o societate care a avut bonitate și nu o spune aici la oameni din Câmpul Lung, a fost ghinionul că cel care era finanțatorul de bază în societate a avut atac de cord, era un brazilian bogat și avea linie de montaj care putea să continue cu uzina Aro, rămânând singur unul dintre acționari cu cel pe care nominalizează, vorbesc numai de numele acesta. Este o, clar, o încercare de a justifica și greșelile care au fost în fabrică. Eu nu spun că nu se putea cel mai ușor să o lăsăm să falimenteze. Partea a doua, dacă nu se făcea privatizarea, dumneavoastră știți că nu eram sub tutela Fondului Monetar. Fondul Monetar a avut lista cu cele 14 societăți care trebuiau privatizate în 2003 iunie. Nu se privatiza în 2003 iunie, intra în faliment. Deci alte cale de mijloc nu era. Deci între două rele, poate că noi am ales-o pe cea mai puțin rea. Căruțele vor putea să circule liber pe drumurile naționale. Dacă proiectul se va aproba, singurele artere de circulație pe care va fi interzisă în continuare circulația căruțelor sunt autostrăzile. Motivul pentru care a fost elaborat acest act normativ este acela că autoritățile locale încă nu au reușit să asigure rute ocolitoare pentru căruțași. Astfel, singurele artere de circulație pe care va fi interzisă în continuare circulația căruțelor sunt autostrăzile. În rest, argeșenii care au căruțe vor putea circula și pe drumurile naționale, ceea ce până acum nu aveau voie conform codului rutier. Mai rămâne ca și Camera Deputaților să se pronunțe asupra acestei legi. Penediștii argeșeni nu s-au simțit prea confortabili la alianța PRM și au dezertat în grup retrăgându-se în tabăra conservatorilor. Mișcarea din interiorul partidelor este semn că înțelegerea dintre Vadim și Becali este una fragilă. Asocierea PNG-ului cu PRM pentru a-i propulsa în Parlamentul European pe cei doi lideri, Corneliu Vadim Tudor și Gigi Becali, a fost anunțată ca fiind un mare eveniment politic. Minunea a durat însă doar câteva zile și marea alianță începe să se frângă. Cei care au dat tonul au fost penegiștii argeșeni în frunte cu șeful organizației Cornel Lazăr, care au trecut în tabăra conservatorilor cu tot cu bagaje, mai precis cu logistica din sediul partidului cumpărată din bani proprii. Conservatorii au primit cu brațele deschise pe demisionarii penegiști și chiar i-au asigurat lui Cornel Lazăr funcția de vicepreședinte. Schimbarea directorilor pe criterii politice a ajuns și la Câmpul Lung, dar deși se vorbește de deconcentrare, primarul Călin Andrei nu a fost informat de nicio demitere. Neoficial însă vor fi schimbați directorii de la spital și de la Clubul Sportiv Mușcelul. În cadrul conferinței de presă de astăzi, primarul Călin Andrei a catalogat demiterea directorilor de la Spitalul Municipal din Câmpul Lung și de la Clubul Sportiv Mușcelul ca fiind o comicărie. Noi n-am primit până acum oficial nicio informare și nicio decizie, nici referitoare la spital, nici la clubul sportiv. E o comicărie ce se întâmplă. Practic în teritoriu nici nu știu ce reprezentanți au ca membri de partid. Au zis inițial că îi demit pe toți. După aceea au revenit, au zis că unii au capacitate managerială, au zis mai departe că va fi concurs de proiecte pentru ocuparea posturilor. Eu știu că în ordonanța proaspătă cu concursurile și examenele pe posturi există un blocaj total. După jurnal veți putea afla care este opinia primarului Călin Andrei despre situația politică și economică a României în cadrul unui rezumat al conferinței de presă desfășurată astăzi. Motiv de mare bucurie pentru fotbaliștii de la CS Mușcelul pentru conducerea tehnică și administrativă după victoria de ieri după amiază 3-1 cu Viitorul Pucioasa în meci contând pentru etapa cu numărul 29 a Ligii a 3-a.
Muselul Câmpulung avea de luat o revanșă după cea mai severă înfrângere suferită în acest sezon. Avea nevoie de victorii și pentru a depăși momentele mai puțin bune de pe teren propriu din acest retur de campionat. Adversar pentru jocul de marți după amiază a fost Viitorul Pucioasa, revelația seriei care, din postura de non-promovată, a cochetat tot timpul cu partea superioară a clasamentului, înregistrând și câteva victorii surprinzătoare. Cu toate acestea, muscelenii, echipament albastru, au deschis scorul relativ repede prin Dan Nistor. Un călcâi reușit în cele din urmă de Crăciun, care prinde, iată, Nistor se driblează și pe el, șutează și gol! Gol fantastic! 1-0 pentru Muscelul Câmpulung, autorul golului Nistor. Bucuria muscelenilor a durat până aproape de finalul reprizei, când la o greșeală defensivei oaspeții au egalat prin Ionica. După 10 minute de la reluarea reprizei secunde, tehnicienii Telustancu și Sandy Popovic l-au aruncat în luptă pe Robert Craioveanu, cel care avea să schimbe radical soarta acestei partide. Mult mai periculos în atac, Craioveanu a fost faultat la marginea careului, faza în urma căreia Nistor a marcat al doilea gol personal în acest meci. Șut și gol! Excelent executată lovitura liberă de către mijlocașul echipei muscelene Nistor, care, iată, înscrie cel de-al doilea gol. 3-1 s-a făcut spre finalul meciului în minutul 80, când Robert Craioveanu a lobat inteligent peste portarul ieșit în întâmpinarea sa. Crăciun foarte bine către Craioveanu, lob, gol, superb golul marcat de Robert Craioveanu, excelentă execuție, un lob superb peste portarul, sfârlează și scorul este 3-1, Craioveanu ne scutește de emoții. Bravo, Robert! Singurul muscelean care evoluează în prima divizie a fotbalului românesc în acest sezon are 22 de prezențe. A marcat în acest sezon un gol, iar pe contul său de Facebook au apărut câteva fotografii surprinse în meciurile cu Dinamo sau Timișoara, dar și una aparte cu prietena acestuia. Mijlocașul Dan Nistor se pregătește să încheie primul său sezon fotbalistic în Liga 1, acolo unde îmbracă în prezent tricoul cu numărul 16 al formației Pandurii Târgu Jiu. A debutat, vă reamintim, ca titular în chiar prima etapă cu Sportul Studențesc, scor 0-0, iar de atunci a adunat 22 de prezențe în cele 30 disputate de formația sa până în prezent, iar dintre acestea, în 10 a rămas toate cele 90 de minute pe teren. A marcat un gol, cel din etapa cu numărul 25, în victoria 4-2 cu Victoria Brănești. Cred că ar fi trebuit să șuteze așa cum se întâmplă acum cu Nistor! Este 2-0! Dan Nistor majorează diferența Pandurilor. În acest minut 57. Pe contul personal de pe Facebook, Dan Nistor a repostate mai multe fotografii în care apare alături de jucători ca Marius Alexe de la Dinamo, Alexandru Băurceanu de la Poli Timișoara sau Robert Ilieș de la FC Brașov, dar are și o poză în care prietena sa îi poartă tricoul personalizat. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la jurnalul Muscel TV, sunt Beatrice Andrei. Ploile din ultimele zile au afectat drumul de acces către cartierul Mărcuș din municipiul Câmpulung. Pe drumul proaspăt refăcut au început să cadă cantități mari de noroi și pietre. Drumul spre Mărcuș a fost refăcut parțial anul trecut, dar ploile au scos la iveală probleme noi ale zonei numite de locuitorii acestui cartier, la râpă. Pietrele și noroiul au început să alunece de pe marginea dealului pe drum, dar și la baza zidului de susținere, abia turnat, pământul a început să ia la vale. Autoritățile locale promit că în această lună se reau lucrările în zonă. Nu este lucrarea încă finalizată. Noi avem alocat în bugetul acestui an circa 5 miliarde ca să finalizăm această lucrare, urmând că am intrat deja în contact cu constructorul. Zilele următoare trebuie să ne vedem cu el, să vedem cum continuăm lucrarea, că mai avem să facem zidul de deasupra, să vede de unde iese, de unde sunt căderile. Ele vor fi căderi alunecări, dar problema cea mai mare a fost că am rezolvat partea de alunecare de jos. Să sperăm că va rezista în timp și că e o lucrare gândită bine și își va avea efectul scontat. Tu prevede doar construirea acelui zid de sprijin sau și asigurare cu plasă? Proiectul prevede construirea zidului, deci săpătură și construirea zidului fără partea de plasă, urmând ca
împreună cu constructorul și proiectantul, să vedem dacă această plasă geodezică care vrem noi să o punem aceea pentru stăpânirea alunecărilor va fi eficientă. Dacă are, și problema noastră este că nu prea are parte de prindere, parte bună de prindere care să o susțină sus, fiindcă această rocă e o rocă, cum vedeți, e mai mult nisip, dacă plouă foarte mult, ea să descompune și să duce și atunci susținerea va fi dificilă. Nici în alte localități din județ situația nu este mai bună. Mai multe tronsoane de drum au fost afectate de alunecări de teren și eroziuni provocate de precipitațiile din ultima perioadă. Printre acestea se află și drumul național 73C. La nivelul județului, peste 20 de localități au avut de suferit în urma ploilor abundente din ultimele zile. Începând cu data de 3 mai, județul Argeș s-a aflat sub cod galben, respectiv cod portocaliu, fenomenele vizate constând în creșteri de debite și niveluri ale râurilor. Cea mai recentă actualizare a acestor avertizări prelungește codul galben pe râul Telorman, aval de confluență cu râul Doamnei, până mâine, 7 mai, la ora 12. A fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și s-a dispus intervenția operativă a tuturor structurilor din județ, acolo unde situația o impune. Până astăzi, la ora 10, au fost afectate 26 de localități, printre care se află și municipiul Câmpulung. 783 hectare teren arabil și fânețe au fost inundate, 2 hectare zăvoi erodat la Bălilești, DN73C, Curtea de Argeș, Ciofrângeni, a fost afectat de o alunecare de taluz pe 50 de metri liniari. Zona este semnalizată și se circulă. Au fost afectate și 6 sectoare drumuri județene, DJ740 Mălureni, DJ679D Recea, DJ372B Aninoasa, Ștefan cel Mare, Valea Danului, DJ703H Căteasca, dar și 41 drumuri comunale, 22 de străzi și mai multe drumuri locale. De furia apelor nu au scăpat nici podurile sau podețele. Au fost înregistrate 13 poduri, 19 podețe și 3 punți pietonale cu probleme. Apa a intrat și în 129 de curți, 59 de locuințe, 240 de anexe gospodărești. În datele furnizate de instituția prefectului au mai fost menționate 30 de alunecări de teren, 11 fântâni afectate și decupertarea pe 100 de metri a unei conducte de alimentare cu apă la Valea Danului. Au existat probleme și în ceea ce privește furnizarea energiei electrice, aproximativ 3.000 de abonați rămânând fără curent electric. În sprijinul populației au lucrat în total 232 cadre militare, 75 de cadre personal civil, 56 echipe specialiști CES și Rom Telecom. Aceștia au acționat cu 6 autospeciale cu apă, 4 autocamioane, comandă și intervenție, 2 bărci, 15 motopompe ISU, 5 autospeciale IPJ, 3 autospeciale IJJ, un autocamion intervenție din cadrul MAPN. La momentul actual, efectivele ISU intervin pentru evacuarea apei din zonele în care mai sunt probleme. Țărăniștii câmpulungeni au un decalog al acestei campanii electorale care conține proiecte și propuneri. Acest decalog a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă. Decalogul dezvoltării mandatului primarului PNCCD Mariu Dumitrescu. Dezvoltarea celui mai mare parc IT a fost pomenită în conferințele de presă anterioare. Habitus se va constitui într-un segment al inteligențelor muștelene, informatică, limbi străine, oferind posibilitatea apariției a cel puțin 200 de locuri de muncă bine plătite în prima etapă, urmând ca în următoarele etape să se extindă. Educația și sănătatea vor fi prioritare în preocupările administrației prin alocarea resurselor necesare realizării performanțelor în aceste domenii vitale. Zero toleranță față de acțiuni sau activități care afectează curățenia, calitatea aerului, a climatului în care trăiesc câmpulungenii. Valorificarea resurselor naturale în cadrul proiectului Terme Câmpulung, proiect ce pune bazele unui parteneriat public-privat între administrație, cetățenii Câmpulungului și eventuali investitori. Organizarea manifestărilor culturale menite să promoveze Câmpulungul prin adăugarea la lista de festivaluri existente a unor târguri și expoziții periodice, având în prim plan arta, obiceiurile și tradițiile muscelene, meșteșugurile și creațiile populare.
locuințe pentru tineri, pentru specialiștii care vin să activeze în Câmpul Lung, dar și locuințe sociale. Transformarea centrului istoric într-o zonă de promenadă prin interzicerea circulației pe Bulevardul Pardon, concomitent cu instalarea de parcări inteligente în principalele zone aglomerate ale orașului și în cartiere. Aducerea tuturor ramurilor sportive în care câmpulungenii performează în interiorul unui club sportiv municipal, organism subordonat Consiliului Local. Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă, recanalizare, dar și extinderea rețelei de gaze naturale în toate cartierele. Nu trebuie uitate Pescăreasa și Grădiște, care mai degrabă s-au apropiat de Schitul Golești, care are gaze. Eficientizarea unui sistem profilat pe conceperea și implementarea de proiecte de dezvoltare urbană, proiecte ce se vor derula cu fonduri europene sau atrase de la guvern. Urșii au ieșit din hibernare și au plecat în căutare de hrană. Doi pui de urs au fost găsiți fără mama lor în zona cheilor din Bovicioarei. Aceștia au fost tratați de un medic veterinar, apoi au fost preluați de specialiștii unui centru pentru urși orfani, care îi vor îngriji pentru a-i putea reintroduce în mediul lor natural. În mini-vacanța de Paște, un turist a semnalat la serviciul 112 prezența a doi pui de urs în zona cheile Dâmbovicioarei. La locul indicat s-au deplasat rangerii de la Parcul Național Piatra Craiului, un reprezentant de la Garda de Mediu Argeș și jandarmii de la postul Montan Rucăr. Cum în zonă nu a fost semnalată prezența ursoaicei, iar unul dintre pui părea să fie foarte slăbit, s-a luat decizia capturării acestora. De la aici, Amrad! Hai vino și vino în spatele lui și-l prinzi! Hai, gata, gata, gata! Gata, ajunge, că nu-ți fac rău! Gata! Nu, ia-l de aici, dacă poți. Așa, este bine? Așa. Cei doi pui de urs au fost duși la cabinetul veterinar pentru a fi evaluați și stabilizați. Potrivit medicului care i-a tratat, aceștia erau deshidratați și slăbiți, fiind probabil despărțiți de ursoaică de câteva zile. După stabilizarea lor, puii au fost preluați de specialiștii de la Bergen Rehabilitation Center for Orphan Bears din Harghita, care este singurul centru din România dedicat puiilor orfan de urs. Să nu-l lovească.